preocupat siguranță, îngrijorare sau asigurat și neasigurat. Bineînțeles, toate problemele astea, dacă le ducem în sus, o să vedem că primul ține de IT, notariat, deci tot ce înseamnă bani, tot ce e frumos și unde zâmbim și unde e bine și avem tot ce ne trebuie, mașini, șmechere, nerțană și de-astea, țin de bani. Tot ce înseamnă film, foto, înseamnă multe chestii de incertitudine. Cum împăcați una cu alta, asta e cea mai mare provocare, din punctul meu de vedere. Am zis să încep chestia asta așa, dur și am treabă grea. Nu e treabă ușoară. Ce treabă grea, în primul și primul rând, să faci din film bani. Dacă faci bani din film, faci bani mulți. Sunt multe zerouri acolo, foarte multe. Dar trebuie să știți bine, dacă vreți cu adevărat să vă bucurați cu povestea asta. Da. Sper că nu vă supărați pe mine că am început așa dur, am început direct problema asta de afacere, problema asta de bani, să zic așa, dar o chestie pe care e bine să o știți de la început. Da. Acum, următoarea chestie pe care vreau să o discutăm, am înțeles că toți sunteți pasionați de film, de, mă rog, foto, de asta vă aflați aici. Da. O să trec puțin așa prin fiecare poveste în parte, ca să începeți, școli de film. Dar școli de film în Europa versus România. În primul rând, eu recomand o școală de film din străinătate, dacă puteți, dacă aveți posibilitatea să ajungeți acolo. Londra are școli foarte bune de film. Eu recomand în general școlile din străinătate, pentru că asigură ulterior și un anumit workflow în privința la să-ți găsești o slujbă dincolo, să mai reușești să te mai ia anumite studiouri, să... Da. Dar școala noastră din România are și avantajul ei, are avantajul că e gratis. Deci dacă poți să intri acolo, poți să faci o școală bună gratis. Asta e un mic mare avantaj. Tot la noi în România, UniATC versus privat. Care e școala cea mai, hai să spunem așa, preferabilă din punctul ăsta de vedere. Adică UniATC înseamnă statul, privat înseamnă cele câteva școli care au mai rămas. Mențiune media, școala media, care a fost a media pro-ului, deci a protectorului, nu mai există. Deci media s-a închis, nu știu exact care a fost motivul, cred că și-au făcut suficient de mulți elevi, studenți, oameni care să lucreze acolo la media pro și nu mai au nevoie de oameni. Deci aia s-a închis. A mai rămas Sapienția din Cluj, care acum începe să crească, și a mai rămas Hiperion din București. Deci la departamentul de cameră sunt ceva mai mulți oameni. La departamentul de lighting, departamentul de lighting înseamnă toți oamenii care așează și pregătesc lumina pentru film ca să-l facă să arate cât mai, mă rog, să se vadă bine, cum s-a spune. Și aici sunt la fel mai multe departamente. Sunt electricienii, băieții de jos, să spunem așa, ulterior urmează gafurul, care este șeful lor, adică principalul din departamentul de lumină, dar șeful gafurului este acest director de imagine de care vă spuneam la început, omul care filmează. El spune tuturor din echipă ce anume trebuie să facă în departamentul respectiv. Departamentul de grip înseamnă tot ce înseamnă mișcări de cameră. Tot ce înseamnă, mai vedeți voi probabil la televizor, macarale. Tot ce se ridică, coboară, tot ce mișcă camera pe verticală sau orizontală, șine din acela, pe căruciare pe șine, asta se numește traveling. Deci tot ce înseamnă povestea asta, mișcările de cameră, inclusiv steadicam, ceea ce pui să tine o cameră cu brațe, care se pune pe operator. Dar tot ce ține de chestia asta, probabil tu știi dacă lucrezi în domeniul ăsta. Tot ce înseamnă povestea asta, înseamnă grip. Ok, art department înseamnă scenografie, decor, construcție de decor. Asta cel mai interesante decoruri deocamdată la noi în țară există numai la Buftea, din păcate, și câteva la Castel. Sperăm să existe și în Reșița, cu afacerea pe care am încercat să o lansăm. O să ajungem și aici. Set construction înseamnă construcția de decoruri, adică, cum v-am spus și înainte, ține tot de art department, de departamentul de scenografie. Până și aici, principalul om este scenograful, cel care ia cei mai mulți bani și cel care știe să le așeze pe decor. Ulterior sunt tot felul de alți angajați, cei care așează, cei care pun efectiv lucrurile, sunt muncitori care le reconstruiesc. Da. Și aici sunt mai mulți oameni care lucrează. Ok, sunetul, la sunet înseamnă toți oamenii care se ocupă pe platou de înregistrarea sunetului și de... Țin acele microfoane, dacă ați văzut, ca un soi de pânză pe ele, care să le protejeze de sunet și le țin pe o bară foarte lungă, care se numește perș, le țin deasupra actorilor ca să se audă ce vorbesc. Ok, costume department înseamnă toată partea de costume, care și aici există un costume designer, persoana principală care se ocupă de toată povestea, și foarte mulți asistenți care le construiesc. Ok. Make-up și hair. Asta depinde foarte mult de ce anume presupune proiectul. Dacă e un proiect foarte simplu, make-up și hair-ul înseamnă doar
aranjarea exact ca la nuntă, mă rog, similară cu așa de nuntă. Dar mega fushiherul devine din ce în ce mai complicat și ajunge la prosthetic, în cazul în care există răni sau mai știu eu ce, vampiri de făcut sau eu știu, moști, chestii din astea. Alea se numesc prosthetics, adică sunt niște măști care se pun pe față și se lipesc de pielea naturală. Aia este, în general, piele de porc sau oricum, un animal oarecare care se ia pielea respectivă și o lipește de pielea umană. Așa trebuie să pară exact natural. Ceea ce devine și mai complicat când make-up prosthetics intră în zona efectelor speciale. De exemplu, în Pirați din Caraibe o să vedeți că prin mandibula unuia dintre actori se văd dinții. Vede tot ce are în gură și se vede limba cum se mișcă. E, ca să facă transparentă chestia asta și totul să existe un actor, se vopsește cu verde și tot ceea ce se vede prin sunt de fapt elemente generate CGI. Deci tot ceea ce vedem noi prin aia, nu o să-l taie pe omul la bucă și îl facă pe capul ăsta. Bun, deci asta înseamnă make-up și extra talent, înseamnă figurație, tot ce înseamnă actorul ăia care fug, țipă, zbiară, mă rog, într-un film horror, eu știu. Location expenses, ce înseamnă povestea asta, este partea unde noi încercăm să devenim acum din ce în ce mai interesanți pe partea Banatului, pe partea Reșița Timișoara, pe cardinala asta a Vestului, a părții noastre de vest al României, pentru americani. Și anume, locații interesante de filmare pentru producțiile lor. Și actualmente ne mândrim cu faptul că deja avem un proiect finalizat, care a început la începutul lunii octombrie și finalizat-o până la trecută, cu Iconoclastic Feature din Hollywood. Am filmat în Republica Moldova și o parte am filmat și aici, la Reșița și la Văliuc. Și oricum, o chestie interesantă, da, au venit la noi, le-a plăcut și acum, da, bucuroși de amabilitatea noastră românească, vor să ne vină noi și să mai producem ceva. Actualmente fiind chiar în, să spunem așa, în bugetare și în discuție, un viitor film horror, bugetat pentru Reșița și pentru Văliuc. În valoare, aproximativ valoare, ca să știe și ca valoare undeva sub 1 milion. Deci sub 1 milion de euro. Acolo. Da, da, oricum. Da. Ca să e valoare că foarte mică. Foarte, foarte mică. Deci e de super low budget. Da, e super, super low budget. O să presupună doar câțiva actori, da, câteva zile de filmare, deci nu e un buget foarte mare. O să cer să vă mai presar chestiile alea ca și treaba cu mandibula. Sper să mai amintesc o vreo de cioace din asta. Ok. Deci, transportation department înseamnă tot ce înseamnă mobilitatea echipei, și anume mai ales când se filmează în afara țării în care se produce filmul. Pentru americani, toată povestea asta înseamnă inclusiv avioane. Și noi am avut acum un proiect la care a trebuit să lucrăm, să găsim în Timișoara un hangar în care, just in case, o să vină o vedetă foarte, foarte mare, să poată să-și pună în private jet, doar privat. Vorbim despre, eu, posibil, e în discuție, Christian Bale, cel care a jucat Batman în The Dark Knight. Poate știți, poate nu știți. Ok, deci ea a fost în discuție să filmăm cu el în zona Timișoara Reșița. Mă rog, asta, așa ca idee. Dar, repet, este doar o discuție. El a mai fost Anthony Brody, dacă vă sună cunoscut, la fel, da, tot în discuție pentru rolul respectiv. O să rămână de văzut. E un film foarte complex, foarte, foarte complex. E un film de epocă, cu tankuri, cu explozii, cu armată, cu... Deci, da, o să fie cu blocatul centrului Timișorii, cu poliție, cu din asta. Să fie interesant. Da, asta până o să ajungem noi să facem cu ăla, probabil o să treacă destul de mult apă pe ăsta. Ok. Și atunci și eu, probabil, o să fiu la Reșița cu elicopterul. Da, până atunci mai e puțin. Eu sunt convins că va veni cu elicopterul. Ascultați de mine. Da.